Bună ziua, stimați prieteni, la o nouă întâlnire pe Farm Forum, la podcastul Agriculturii Românești. Am plăcerea să-l am astăzi alături de mine pe domnul George Ostroveanu, gazetar, o figură, aș zice, aproape legendară în peisajul presei de specialitate, presei agricole din România. Bine ați venit, domnule Ostroveanu, în studioul Farm Forum. Mulțumesc pentru invitație. Sunteți bine cunoscut cititorilor de presă scrisă din agricultura românească. Aș vrea să vă invit să ne spuneți puțin despre cum ați început să scrieți despre agricultură. Ca gazetar am început meseria când am terminat facultatea. Era atunci o secție de teoria și practica presii. În mod ciudat o conducea un ofițer, domnul Butoi. De-abia în ultima vreme apare prin presă, pe la televizor. Atunci era doar un ideolog al Ministerului de Interne. Deci am fost repartizat la ziarul din Bacău, ziarul județean, de fapt regional, al Comitetului Regional de Partid Bacău, Steagul Roșu. Ce pentru vremuri! Da, pentru că aveam studii superioare, eram câțiva în redacție care terminaseră o facultate, veniți majoritatea în ultimii 2 ani, am fost dat la secția agrară, unde un coleg avea 7 clase, altul termina liceul la Seral, era în clasa 10-a, și mai veneam eu, care nu e așa, știam să gramatica limbii române. Scriam bine în sensul că știam gramatică. Iată ce peisaj pitoresc. Da. Unde ați aterizat? Am scris, bineînțeles, despre tinerii frumoși ai agriculturii de atunci, lucruri nu foarte bine înghițite, ci digerate de conducerea de partid a județului, dar trebuia să fie și așa ceva. Am mai scris odată un editorial despre stadiul culturii grâului în raionul Bacău, unde am citit din operativă și am constatat că nu se prășise grâul și am lăsat verbele să curgă într-o catilinară despre pericolul care ne așteaptă dacă nu se prășește grâu. În operativă era o rubrică plan alta realizat și erau niște cifre și la realizat. Erau niște diferențe. Erau niște cifre la realizat pentru că în vremea aceea se plivea grâul. Era... Vorbim de ce an, domnule Ostroveanu? 66. 66-67. Iată. Am trecut peste grâu, peste pisul, și am ajuns într-o vreme la agricultura, pur și simplu, agricultura. Fusese agricultura socialistă, apăruse un alt ziar, Satul Socialist, și atunci la agricultura rămăsese fără adjectivul socialist. V-ați mutat deci la București. V-am mutat la București, la ziarul de agricultură, am scris tot felul de articole despre lumea agrară. Peste 30 de ani,
bătrânul profesor Ștefan Nicolae avea să-mi dea o tăietură cu un articol scris de mine în 72 despre făinarea la măr. Ați ajuns așadar să știți foarte bine tehnologia agricole. Da, viața te învață și mai ales în vremea aceea, în text trebuia să vii cu ceva informație pe care o luam, bineînțeles, din mediul științific. Cercetarea era totuși în pas cu ce se întâmpla în lume, mai mult decât azi. Specialiștii români plecau să lucreze în foarte multe părți ale lumii. Da. În agricultură. Revoluția v-a prins însă la Ager Press. Da. Unde scria pentru străinătate, într-o revistă special făcută pentru străinătate, o revistă care apărea în limbile franceză și engleză, Romanian News și Actualité Rumen, unde era o atmosferă mai degajată. Pe foarte multă lume a surprins o asemenea revistă. Era o revistă, cum să spun, liberă pentru acea vreme, pentru peisajul presei românești. Puteam să dăm un titlu, Ceaușescu la Brașov. Iată, de neconceput, da, dacă asociai evenimentele, da, de la Brașov, mișcările de la Brașov cu... Nu era vorba despre faptul că puteai să dai un titlu fără tovarășul Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, în vizită de lucru la Brașov. Tradus în engleză era Ceaușescu la Brașov. Foarte interesant. Și revista aceasta era difuzată în străinătate. Da. Foarte interesant. Și atunci trebuia să depășim șabloanele presii românești. Încercam să facem un fel de gazetărie... În adevăratul sens al cuvântului. În sensul care se putea, în limitele pe care, care noi le pipăiam până unde merge, până unde ține. Și e drept că o cam făceam pe riscul nostru. Că odată se supăra cineva de sus... Și gazetarul zbura înapoi la revista de agricultură. Da. Și... După Revoluție am vrut să fac o revistă de agricultură pentru că nu exista. Era agricultura României, fosta agricultură socialistă, fosta agricultură... Amintim care, unii dintre noi. Pe care la conducerea căreia venise după Revoluție Sandu Brad și un... excepțional gazetar, Vasile Barac, care venea de la secția de presă a comitetului, fostului comitet central. Pentru că acolo era o secție de presă, dar era cu ziariști, iar Vasile Barac era un ziarist excepțional. Eu v-am cunoscut în 97, când m-am angajat pentru o perioadă scurtă la Ministerul Agriculturii. Mi-aduc aminte că dumneavoastră mi-ați luat atunci un interviu, atunci v-am cunoscut, atunci am aflat despre revista pe care ați fondat-o. A fost prima publicație, să spunem, care nu avea moștenirea aceasta socialistă, prima publicație de agricultură din peisajul post-89 din România. Da, am făcut revista foarte târziu, de-abia în 97, deși în 92 în capul meu era revista gata. Ba chiar dacă aș fi făcut-o, aș fi fost în mare câștig
Stan Dragomir, secretarul de stat de la Departamentul Agriculturii de Stat, spunându-mi fără revista că eu îți fac în toate 562 de întreprinderi agricole de stat câte 10 abonamente cel puțin. Și așa s-a născut Profitul Agricol. S-a născut târziu. Am lucrat pe la tot felul de alte reviste cam feseniste. Nu era pe inima mea, dar acolo era lumea pe care o știam. Am făcut acest Profitul Agricol încercând să-i dau ideea de liberalism prin cuvântul profit. Profit. Acum doamna Zahiu și Adelina Popescu luau în râs faptul că, că vorbesc de profit în agricultură, spunându-le că în agricultură nu exista profit. Nu ar fi existat profit, dar existau milionari agricoli suficient absolut. De mulți și de puternici. Absolut, absolut. Revista dumneavoastră a fost cumva avangardistă la vremea respectivă. Avea un alt format, avea un alt tip de conținut, era foarte densă încă de atunci. Încercați să aduceți tot felul de informații din... din publicații similare din alte țări. Da, am avut un model în La France Agricole, o revistă săptămânală. Binecunoscută, de mare tradiție. Foarte binecunoscută, cu 1 milion de cititori la vremea aceea. Nu m-am ferit să zicem, să fur modelul în toate. Cu greu am putut face o rubrică de burse pentru că lumea mă întreba, inclusiv după ce am făcut primul an de burse, cum să citim, ce să înțelegem, pentru că exact, era informație care lipsea din piață, informații despre prețuri, despre cum avea să arate anul agricol, despre piețe, prețuri și tot ce înseamnă evoluții, forecast-uri. Am avut câțiva prieteni care ne-au ajutat. Unul a fost profesorul Ștefan, un minunat. Care a ținut ani în șir rubrica aceasta legată de perspectivele anului de piață. Da, era totuși un om de 90 de ani, 85. Admirabil, de altfel, o minte sclipitoare. Un bun colaborator a fost și Dacian Cioloș, inclusiv când a fost ministru, a scris câteva texte de noutate. Am fost primii care am adus în discuție camerele agricole. Și Cioloș a fost unul dintre cei care a susținut ideea de camere care nici astăzi nu sunt. Da. Ați avut o pleiadă de colaboratori care mai de care mai cunoscuți și nu v-ați fi să atacați subiecte incomode. Era dincolo de articole, să zicem, de agrotehnică, pentru că sau care vorbeau despre diverse produse ale industriei, produse noi, tehnologii noi scoase pe piață, ați avut în mod constant articole legate de politicile agricole. Ați fost probabil primii și ați abordat adesea subiecte incomode. Nu v-ați fiit să criticați guvernele care s-au perindat atunci când a fost cazul. Nu cred că am ținut foarte tare să criticăm. Nu. Sigur, cu siguranță. Veneau în mod natural observațiile noastre.
pentru toți cei care... Dar fel, cred că aveam o bună primire în partea de sus a ministerului. Întotdeauna. În ciuda, repet, pozițiilor nu totdeauna comode pe care le adoptați, pentru că de fiecare dată revista a fost, a deținut cumva un loc special în peisaj prin conținutul de la care n-ați făcut rabat. Calitatea conținutului niciodată nu a scăzut. Acum e greu să mă laud, nici nu ăsta e rostul, dar în momentul în care am apărut și anii următori, în următorii 10 ani, aveam avantajul de a fi fost făcut gazetărie și înainte de Revoluție. Ba chiar eram un meseriaș al acestei profesii. Și ceea ce cei care încercau să facă ziare de agricultură, mai ales fetele care au venit, au făcut oarecare ucenicie la noi. Ați scos o mulțime de gazetari de agricultură. Da. Redactor-șefi. Redactor-șefi. Da. Sigur, fete foarte bune, foarte minunate și frumoase, ca Simona Munteanu. Așa este. Ați avut o mână bună și ați crescut generații de jurnaliști. Am avut avantajul de a prinde în viață activă pe Maria Bogdan, o fată care făcea gazetărie de multă vreme și foarte bine. O doamnă extraordinară. Da. Astea au fost vremurile, dar... Vremea a trecut de mult, noi am făcut 25 de ani de existență. Ce ziceți de peisajul actual gazetăresc? Presă de agricultură, sigur, agribusiness. Din nefericire, mai ales acum cu pandemia, nu mai pot urmări foarte tare. Pot să fiu destul de, să am un noi destul de critic în, privind în jur, pentru că revistele nu mustesc de probleme. Revistele dau un aer, adesea un aer de îngropit. Oamenii scriu ca să umple spațiul, nu ca să îl capteze pe cititor. Acum cred că este și un declin al cititorului. Întotdeauna am fost handicapat de tirajul mic al revistei noastre. Tirajul mic, dar cititorii aleși, aș spune. Da, asta e drept că am avut cititori de foarte bună calitate. Muscă, Buzdugan, Poenaru. Institutele de cercetări. Credeți-mă, anul trecut vorbeam cu o doamnă director la o stațiune de cercetări binecunoscută care vă citește din scoarță în scoarță revista și știu că nu este singura care o face, doamna director Sârca de la Livada. Revista dumneavoastră continuă să fie așteptată săptămână de săptămână cu mare interes. Niciodată nu v-a tentat mediul online? Nu, pentru că eu am învățat să scriu cu pixul, mai târziu am învățat să scriu și la calculator,
Mă rog, scriam și la mașina de scris înainte de Revoluție, dar îmi băteam, țineam mașina pe genunchi și îmi băteam textul, cu, era mult mai greu decât pe calculator. Însă, cei care nu, au încercat știu. Eu am încă nostalgia cititului de reviste, să stea cititorul în, acasă la el, în șeslungul lui, în fotolul lui, și să răsfoiască și să vadă revista cum e în întreaga ei. Revista cred cu aroma ei de cerneală proaspătă. Da, da. Sunt mulți cititori care îmi... care citesc și acum revista și se abonează la ea în forma tipărită, în print, pentru că vor să stea și să citească revista acasă, în liniște, cu un tabiet. În aceeași măsură însă, Profitul a început să aibă niște emisiuni online foarte îndrăznețe, în care la fel dezbate subiecte de mare actualitate, subiecte uneori incomode, controversate, și în care încearcă să reunească lideri de opinie. Sunt urmărite de mulți ascultători, deci ușor, ușor, probabil că există o deschidere și către mediul acesta online. Da, actuala conducere a revistei, mie nu mai aparține propriu zis revista, nu mai contribui la facerea ei. Fiul meu care se ocupă de revista acum, și care e normal ancorat în lumea calculatorului, poate să-și facă lucrul. Sigur, pot să-mi asum și să-mi atribui rolul de moderator al actualilor gazetari, cărora le-am, să zic așa, am încercat să le spun câte ceva din această profesie de gazetărie. Încă foarte vizibil, pentru că, din nou spun, fără a face niciun fel de complimente gratuite, revista este unică în peisajul acesta, și aș vrea să încheiem mulțumindu-vă din suflet pentru că ați avut amabilitatea să ne lăsați să vedem cum ați gândit acest proiect, care a fost evoluția lui în timp. Vă mulțumim din suflet pentru prezența astăzi alături de noi. A fost o încântare, ca întotdeauna. Sunteți doldora de subiecte interesante. Cititorii și ascultătorii noștri se bucură de fiecare dată când pot să dialogueze cu dumneavoastră, și n-aș vrea să încheiem înainte să spun că Profitul Agricol este membru fondator APPR, este singurul membru APPR nefermier. De aceea mă gândesc, domnule Ostroveanu, că poate ar fi foarte bine dacă cititorii noștri și ascultătorii ne-ar trimite, ca de obicei, teme care îi preocupă, idei, sugestii, și poate vom avea ocazia să le dezbatem într-o ediție următoare a podcastului Farm Forum. Vă mulțumesc pentru că m-ați chemat aici. Și noi vă mulțumim, așteptăm deci ideile și sugestiile voastre, și să ne urmăriți până la următoarea întâlnire.